1727 de candidați au solicitat înscrierea la liceele din Teleorman, 26 dintre ei fiind elevi din alte județe. Însă doar 1675 de candidați au fost repartizați, pentru că 52 de elevi nu au reușit să obțină un loc la liceul dorit din cauza mediei de admitere. 123 de elevi din județul Teleorman au optat pentru instituții de învățământ din alte județe, iar în cazul lor doar 97 au fost repartizați, în timp ce 26 au rămas pe din afară după prima fază a repartizării computerizate. Majoritatea liceelor din Teleorman și-au realizat planul de școlarizare 2022-2023. 53 de locuri au mai rămas libere și 52 de elevi vor intra automat în a doua etapă de repartizare. Avem un număr de locuri libere, 4 locuri la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza la specializarea matematică informatică. La Liceul Tehnologic Drăgănești Valașca avem 8 locuri libere pe mecanică. La Liceul Tehnologic General David Praporgescu avem 15 locuri la comerț. La Liceul Tehnologic Sfântul Haralambie Turnu Măgurele avem 16 locuri la economic. Liceul Teoretic Piatra are 5 locuri la matematică informatică și Liceul Teoretic Videle 5 locuri la mecanică. Concurența între licee a fost destul de mare. Ultima notă de intrare la Colegiul Pedagogic Mircea Scarlat a fost 8,85 la Mate Info și 7,18 la secția de filologie. La Liceul Teoretic Alexandru Dimitrie Ghica, 7,73 a fost ultima notă de intrare la secția de matematică informatică, în timp ce la Colegiul Alexandru Ioan Cuza, ultimul admis la filologie, a avut media de 7,17. Colegiul Național Unirea Turnu Măgurele. Avem științele sociale cu 7,74 și filologia cu 6,70. Colegiul Național Anastasescu Roșiorii de Vede, filologie 7,16, matematică informatică 7,06, științele naturii 7,01. La nivel național, 6.800 de elevi au rămas nerepartizați, ceea ce reprezintă aproximativ 6% din numărul total. Dintre aceștia, 15 aveau media peste 9, iar printre ei se regăsește un elev din Cluj care a completat puține opțiuni și a ratat admiterea cu media 9,57.